Asociația elevilor din Maramureș solicită acordarea burselor de merit în temeiul articolului 8, aliniatul 1 litera al Ordinului de Ministru 5576 din 2011, care prevede criteriile de acordare a burselor școlare. Totodată ei cer Consiliului Local introducerea unui abonament gratuit pe o linie în raza municipiului Baia Mare pentru elevi înmatriculați în unitățile de învățământ subordonate orașului. Potrivit unui comunicat de presă al AM, bursele reprezintă un stimulant pentru elevi în cadrul procesului educațional, de aceea, elevii care au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, aflați în clasele de început al învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, se încadrează în criteriile de acordare a burselor de merit. Ca asociație reprezentativă a elevilor, considerăm că un sistem educațional de calitate depinde de o finanțare corectă. Ne dorim ca elevii să poată beneficia de toate facilitățile care li se pot oferi pentru a se dezvolta armonios și pentru a-și desfășura actul educațional în cele mai bune condiții. Bursele școlare sunt esențiale pentru aceștia, de aceea ne dorim ca acestea să fie acordate în baza criteriilor de acordare a burselor, se arată în comunicatul Asociației Elevilor Maramureș. Reprezentanții ei mai spun că numărul mare de elevi care se deplasează spre unitățile de învățământ cu autobusul i-a determinat să solicite o linie de transport în comun gratuită.